Puterea exemplului personal este cea mai convingătoare formă de educație. O astfel de lecție au încercat să ofere în comunitate preoții protopopiatului Bran Zărnești din județul Brașov, care s-au alăturat campaniei Donează sânge, salvează o viață. Acțiunea din cadrul campaniei Donează sânge, salvează o viață a fost organizată în Zărnești de Asociația Filantropia a Arhiepiscopiei Sibiului, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov. Suntem în Spitalul din Zărnești. Cu bunăvoința și cu dragostea conducerii spitalului am primit la dispoziția noastră două saloane unde ne-am adunat preoții din protopopiatul Branzărnești și foarte interesant, la solicitarea preoților și câțiva în ai noștri, să donăm sânge. Ne bucurăm ca să fim folositori semenilor noștri care sunt bolnavi, și care au nevoie de această donație noastră. Inițiativa dumneavoastră a fost binevenită, nevoie de sânge, noi avem tot timpul, deși în general avem donatori, dar spitalele s-au înmulțit, deci cererea de sânge este foarte mare. Cei peste 30 de preoți din cadrul protopopiatului Bran Zărnești au dorit să se implice direct în această campanie. Ei au donat sânge, îndemnându-i pe credincioși să facă același lucru. Așa cum știm din mass media, nevoia este foarte mare pentru sânge la toate spitalele din țară și îmi face o deosebită plăcere să pot să fiu prezent la această campanie. Și în anii trecuți am mai donat sânge și voi încerca și pe viitor să mobilizez și pe cei care fac parte din parohia care mi este încredințată spre slujire. Îi binecuvântăm pe cei care, iată, au răbdare cu noi și uh, se îngrijesc de sănătatea noastră a tuturor. Este prima dată când uh, donez sânge, și cu siguranță o voi mai face. Pentru că m-am bucurat foarte mult astăzi la inițiativa Arhiepiscopiei Sibiului că am putut să uh, ajutăm această campanie pentru donarea de sânge. Ne gândim la persoanele uh, care au chiar nevoie de a primi sânge, și cu siguranță sperăm ca Bunul Dumnezeu să ne răsplătească pentru această jertfă făcută. Următoarea acțiune de donare de sânge va avea loc în Arhiepiscopia Sibiului pe 8 decembrie în orașul Săliște din județul Sibiu.